Stimați prieteni, stimați studenți, la această întâlnire cu dumneavoastră online aș vrea să intervin cu o temă impusă într-un fel de realitățile zilei de astăzi și anume împlinirea 75 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste, strâns legat de acest eveniment parada militară de la Moscova. Și tot strâns de aceste evenimente, un articol publicat de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în care dumnealui se referă la cauzele începerii sau declanșării celui de-al doilea război mondial. Noi, în cadrul Facultății de Istorie, avem suficiente ore pentru a discuta detaliat, a examina detaliat evenimentele celui de-al doilea război mondial, fiind într-o situație mai deosebită datorită acestei pandemii, iată că am decis împreună cu colegii să prezint succint principalele etape, principalele evenimente ale celui de-al doilea război mondial, și să spun care sunt divergențe, de unde apar aceste divergențe între anumiți istorici. Și astfel să aducem, eu sper să aducem o picătură de adevăr în ceea ce se discute. Bineînțeles, cea mai importantă problemă discutată actualmente, și Putin la asta și se referă, este geneza războiului. Care au fost cauzele declanșării celui de-al doilea război mondial. Aici sunt un șir întreg de lucruri care trebuie spuse. Cauzele care au dus la declanșarea celui de-al doilea război mondial trebuie căutate în politici promovate de Germania nazistă. Germania a fost cea care a declanșat războiul cel de-al doilea război mondial, aici noi nu putem spune la îndoială acest lucru. Lucrurile sunt evidente. Însă, până a ajunge la 1939, trebuie să examinăm ceea ce a fost până la acea dată, pentru că așa se întâmplă în istorie. Evenimentul nu se produce dintr-o dată. Există niște lucruri care premerg acestui eveniment. Și aici aș vrea să încep cu pacea sau sistemul de tratate de la Versailles. Deci a fost rezultatul primului război mondial, a fost semnat un șir întreg de tratate cu țările învinse în primul război mondial și pe lângă foarte multe alte aspecte legate de economie, legate de victime și așa mai departe, un subiect important a fost frontierele care s-au tras după primul război mondial. Germania a fost învinuită de declanșarea primului război mondial, ceea ce nu este adevărat. Și atunci când a fost ratificat tratatul de la Versailles, deci Parlamentul German a ratificat toate articolele, cu excepția articolului care o învinuiește de declanșarea primului război mondial, și asta este adevărat. Nu Germania s-a făcut vinovată, cel care a fost foarte aprig, așa, doritor de a începe războiul cu Serbia, a fost ministrul de externe al Austro-Ungariei. Mai mult ca atât, germanii chiar au încercat cumva să-l potolească și să-l oprească. Dar așa s-a întâmplat după război, toată vina s-a dat pe Germania și Germania a fost nevoită să plătească contribuții mari de război, 132 de miliarde de mărci aur, o sumă enormă pentru acel timp. Germania era clar din stat că nu poate să plătească o astfel de sumă de bani, fie chiar și estimată în materiale, în producție industrială sau în producție mineritului și așa mai departe. Germania a fost lipsită de teritoriile care erau în afara Europei. Ea a avut niște insule în Oceanul Pacific, preluate de Japonia. Pe urmă, alte momente legate de o țară învinsă. Până aici lucrurile sunt clare. Ceea ce au făcut Occidentul, și mă refer la un plan care s-a numit Planul Dauers, n-a fost nimic altceva decât să
ajute Germania în reconstruirea industriei, a economiei germane, să o refacă după război, ca în perspectivă Germania să restituie acele sume de bani care i-au fost impuse de țările învingătoare. Este altceva că Occidentul nu a fost suficient de precaut ca să vadă unde merg banii aceștia, acești bani și aceste investiții. Nu s-au dus întotdeauna în industria civilă, au mers în industria militară, mai ales după venirea lui Hitler la putere. Acum, este un moment care trebuie spus clar, ca să fie clar pentru toată lumea. Așa s-a întâmplat în istorie, că în Rusia la putere au venit bolșevicii. Bolșevicii nu au recunoscut ceea ce s-a întâmplat după primul război mondial, realitățile după primul război mondial. În mod special, bolșevicii nu au vrut să recunoască datoriile pe care le-a avut guvernul țarist și, pe urmă, guvernul Kerensky față de țările occidentale, inclusiv față de Franța și Marea Britanie, care erau aliate cu Rusia. Și nedorința lui Lenin de a plăti acești bani, aceste credite care au fost investite în economia Rusiei, a dus la izolarea Rusiei. Și Rusia nu a participat la conferința de pace de la Paris, sub motiv că este o înțelegere a capitaliștilor, a imperialiștilor și că ei acolo nu au ce căuta. Deci Rusia a fost izolată. Pe de altă parte, Germania s-a pornit tot izolată, tocmai datorită acestei învinuiri care i s-a adus și în așa situație, în 1922, la Rapallo, asta este un orășel din Italia, în timpul unor negocieri cu privire tocmai la datoriile care trebuia să le plătească guvernul sovietic, iată că pe fundalul acestei izolări și a unii țări și a celelalte țări, a Germaniei și a Rusiei, iată că atunci era încă Federația Rusă, dar în 22, de acum devenise Uniunea Sovietică. Deci iată că s-a observat o apropiere de interese între Germania și Uniunea Sovietică din decembrie 22 și au fost semnate niște acorduri între guvernele celor două state de colaborare pe mai multe planuri, inclusiv și pe plan militar. Adică în situația în care, prin tratatul de la Versailles, Germania i s-a interzis producerea de armament, instrucțiuni în academii militare și un șir întreg de alte restricții în plan militar, iată că Uniunea Sovietică oferă o posibilitate Germaniei ca să nu întrerupă aceste investiții, aceste construcții în domeniul militar. Deci între 1922 și 1933, între Germania, era încă Germania atunci democratică, și Uniunea Sovietică, s-a constatat o conlucrare foarte strânsă în domeniul militar. Mulți comandanți de oști germani pe timpul lui Hitler au făcut academii militare în Uniunea Sovietică. Unul din cei mai buni comandanți de unități de tancuri germane, Gheinz Guderian, a făcut academie militară în Rusia Sovietică. Pe urmă, Keitel, acel care, feldmareșalul care a semnat actul de capitulare în 1945, a făcut de asemenea academie militară la ruși. Foarte mulți aviatori, deci școala de la Lipețk, școala de aviatori de la Lipețk, multe alte domenii militare, inclusiv și aplicarea armei chimice și în domeniul ăsta s-a lucrat. Adică, ceea ce vreau să spun, Uniunea Sovietică a contribuit la fortificarea acestui braț de fier, acestui domeniu militar al Germaniei naziste. Există o carte scrisă de Diacob Subușuieva, carte de documente, care se numește Fascistii mici, Covalții vă săsăr. Spada fascistă a fost confecționată pe teritoriul URSS, nu întâmplător. Deci acolo este o carte groasă de vreo 300 de pagini, documente. Sunt documente care demonstrează foarte clar despre această conlucrare între Uniunea Sovietică și Germania în ceea ce privește domeniul militar.
Este foarte important asta, să spunem astăzi, pentru că vedeți ce se întâmplă. Putin nu este istoric, dar el este, el ca om politic, el își impune punctul lui de vedere și nu lasă, nu-i lasă pe istorici, ne-l lasă pe noi să discutăm și să tragem niște concluzii în ceea ce privește faptele reale și adevărul care există. Noi ne bazăm pe documente. Documentele sunt publicate, acum depinde de noi dacă recunoaștem sau nu vrem, sau ne încăpățânăm să recunoaștem aceste documente. Acum, ca să nu tărăgânăm foarte mult, foarte important aici pactul Ribbentrop-Molotov. Adică acest tratat de neagresiune semnat în noaptea de la 23 spre 24 august 1939, vedeți ce se întâmplă? Asta e tot foarte important, pentru că Putin spune că astfel de tratate au mai fost semnate și nu este Uniunea Sovietică. Ba mai mult ca atât, Uniunea Sovietică a fost ultima care a semnat acest tratat cu Germania nazistă. Că a fost și Polonia care a semnat și alte state care au semnat. Și de ce cele nu sunt acuzate, dar Uniunea Sovietică este acuzată? Păi asta este toată problema, că celelalte state, inclusiv și Polonia, când au semnat cu Germania nazistă în 1934 un tratat de neagresiune, nu avea un protocol adițional secret. Asta e toată deosebirea uriașă între cei ce au semnat alții și cei au semnat Germania și Uniunea Sovietică. Adică, când vorbim de acest tratat de neagresiune, trebuie numai decât să spunem că a mai fost ceva. A fost împărțirea Europei de Est între două dictaturi, între două puteri ale acelui timp, și Uniunea Sovietică a pretins țările Baltice, o jumătate din Polonia și în ceea ce privește punctul 3 al acestui protocol adițional secret, se referă la România, adică interesul Uniunii Sovietice față de Basarabia. Acest document a fost publicat pe timpul lui Gorbaciov, pe timpul Yeltsin chiar a fost arătat la televizor. Din câte știm, Federația Rusă nu neagă acest document și uitați-vă pe acest fundal, în Duma de Stat există un proiect de lege prin care se dorește de a reabilita ceea ce a semnat Stalin și Hitler atunci în 1939. Adică a-i da o altă alură, a nu condamna pe timpul lui Gorbaciov acest act, această politică a lui Stalin a fost condamnată, iar acum apare această tendință de a justifica politica lui Stalin, atât internă cât și politica externă. Orice caz, acest act, acest tratat între Germania și Uniunea Sovietică, așa cum spun majoritatea istoricilor occidentali, istoricii români, mai zic de polonezi, și o bună parte din istoricii ruși, o bună parte, dar ei cu regret sunt în opoziție, spun că a fost, de fapt, lumină verde pentru declanșarea celui de-al doilea război mondial. Pentru că, acum câteva cuvinte cu Cehoslovacia. Putin foarte mult insistă asupra acestei teme. În 1938 a avut loc o întâlnire între patru lideri de state, era Hitler și aliatul lui Mussolini pe de o parte, pe de altă parte era Chamberlain, primul ministru al Marii Britanii, și Daladier din Franța. Și la această, se numește conferința de la München, la această cârdășie, cuvântul vine de la ruș, zgovor, eu sunt de acord că a fost o cârdășie și am să explic lucrul ăsta. Adică știți ce se întâmplă? Franța și Marea Britanie după primul război s-au declarat garante ale sistemului de tratate de la Versailles. Garant înseamnă că orice s-ar întâmpla, tu trebuie să asiguri obligațiunile care țin ei. Astfel, frontierele Cehoslovaciei, ele erau garantate de aceste două mari puteri. Ele trebuiau apărate. Dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că Hitler la această conferință a spus că în Cehoslovacia locuiesc 3 milioane de nemți, etnici nemți, era vorba de regiunea Sudete, că atunci când s-a ținut cont de tragerea frontierilor, s-a pus la bază principiul naționalităților, adică fiecare naționalitate să aibă statul ei aparte, și atunci Hitler a spus, bine, dar de ce nemții n-au dreptul și ei să trăiască în Vaterland, în patria lor? Și atunci să cedeze regiunea Sudete Germaniei. Aici e un prins pe occidentali. Mă rog, mă refer la reprezentanții Franței și a Marii Britanii. Și poziția
poziția corectă ar fi fost să-i spui nu. Asta trebuie să spună. Dar n-au făcut lucrul ăsta. Ei au cedat regiunea Sudetă și era în altă cameră, era și președintele Cehoslovaciei și a fost invitat și i s-a arătat harta câte teritorii trebuie să cedeze. Sigur că a fost un șoc pentru dânsul, pentru că el s-a aștepta că occidentalii îl vor susține. Dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum, noi recunoaștem, noi și occidentalii, istorici occidentali, dar a fost comisă o astfel de lașitate din partea Marii Britanii și a Franței. Nu la mult timp acești șefi de guverne au plecat, au fost răsturnați, pentru că opinia publică nu a acceptat aceste cederi care s-au făcut. Acum, în ceea ce privește Polonia, aici Vladimir Putin insistă asupra agresiunii polonezilor. Este vorba de regiunea Teșin, o regiune cu populație mixtă, polonezi și cehi. Atunci, în 1918, se creează comitete și cehi au făcut și polonezi au făcut și așa mai departe. Dar, până la urmă, decizia a fost ca această regiune să treacă în componența Cehoslovacie. Polonezii s-au împăcat pentru un timp, deși permanent, sigur că jânduiau acest teritoriu. Acum când Cehoslovacia a fost sacrificată, când s-a dat pe mâna lui Hitler, atunci polonezii au intervenit și au anexat, au luat această regiune Teșin în componența Poloniei. Fapt, polonezii și acum regret acest lucru. Sigur că și istoricii recunosc că da, a fost un pas greșit, când nu trebuie atunci să comite acest lucru, să-i lasă în voia sorții, pentru că nu s-a știut ce o să fie în viitor. Aici e deosebirea între istoricii occidentali, inclusiv și cei români, și istoricii oficiali ruși. Noi recunoaștem ce a fost. Da, a fost așa ceva. Rușii nu recunosc niciodată. Atunci când e vorba de dânsi, ei nu recunosc faptele. Și justifică 100% politica lui Stalin. Acum, după ce a fost sacrificată Cehoslovacia, Slovacia a devenit stat independent. Ei, apropo, și-a mus sărbătoarea națională a slovacilor, este legată de ce vorbesc eu acum, adică de destrămarea Cehoslovaciei. Adică este egal lui Hitler. Ei trebuie să-i fie recunoscător lui Hitler că atunci, în condiții de cele, și-au proclamat suveranitatea și independența lor de stat. Au devenit un stat marionetă a germanii naziste. Acum cu Polonia. Față de Polonia, Hitler a avut câteva pretenții. În primul rând, orașul Danzig, care era un oraș german, 100% putem să spunem, era german, etnic german, era o conducere germană, dar avea un statut special. Danzigul este geografic, este situat la gurile Vistului, care la scurgere în Marea Baltică se desprinde, așa, are două guri. Și se creează acolo, este o insulă și pe această insulă este construit, este așezat acest oraș, care este are așa o situație strategică destul de importantă. Deci atunci a fost luată decizia, atunci mă refer la tratatul de la Versailles, la conferința de pace de la Versailles, acest oraș a căpătat un statut deosebit și în tratatul de la Versailles, textul este, el poate fi găsit pe internet, textul tratatului și la noi la bibliotecă este o carte foarte mare, e destul de voluminos tratatul de la Versailles. Și acolo, cine are interes, puteți să citiți. Este un capitol special cu orașul Danzig. Unii juriști spun că era oraș-stat. Deci statutul lui era deosebit. El nu era parte a Poloniei și nici a Germaniei nu era. Deci avea un statut special, aici era reprezentanții Ligii Națiunilor, erau reprezentanții marilor puteri, cu anumite, sigur, cu anumite, cum să vă spun eu, anumite, așa, rezerve, am putea să spunem că era stat, oraș-stat. Și iată că Hitler a cerut Poloniei să cedeze Danzigul, dar polonezii nu puteau să cedeze ceea ce nu le aparținea lor. Și plus, dacă ne uităm pe hărțile istorice, polonezilor li s-a dat un coridor spre Marea Baltică. Asta în cele
14 puncte a lui Woodrow Wilson, să spunea că Polonia trebuie să aibă ieșire la Marea Baltică. Și însă odat, Polonia a ieșit spre Marea Baltică, despărțind Germania în două, Germania propriu-zis și Prusia Orientală era aparte, dar tot Germania era. Și atunci Hitler a spus să li se permită lor să construiască o cale ferată cu două șosele paralele care ar uni Germania propriu-zis și cu Prusia. Asta însemna, de fapt, imposibilitatea polonezilor să ajungă la Marea Baltică, pentru că întretăia germanii cereau drept exteritorial, adică această fâșie de pământ, care era trasă perpendicular pe coridorul spre Marea Baltică, el, de fapt, punea în imposibilitate ca polonezii să ajungă la Marea Baltică. Și aici a apărut divergență. Pentru că Iosif Beck, care era ministrul de externe, după ce a analizat pretențiile germanilor, spunea într-o discuție care a avut-o, că mă doare capul, eu nu pot să știu cum să merg, să facem un tunel pe desubt sau să facem o pasarelă pe deasupra. Sau... Deci era problemă pentru polonești. Și sigur că era și un pretext pentru Germania ca să înceapă războiul împotriva Poloniei, să anihileze acest aliat al Franței și al Marii Britanii, pentru perspectivă Hitler vrea să lovească în Franța, și în Marea Britanie. Deci perioada asta până la 1 august 1939 ea a fost un război a nervilor, declarații, încercări de a cumva împăca, de a căuta soluții de împăcare, de cederi, de compromisuri și așa mai departe. Hitler a fost prompt, mai ales după semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, când s-a asigurat neutralitatea Uniunii Sovietice și pe urmă noi o să vedem în continuare că Uniunea Sovietică chiar l-a ajutat foarte mult pe Hitler în războiul împotriva Poloniei. Iată că pe acest fundal începe războiul. Războiul a început în noaptea spre 1 septembrie 1939 printr-o provocare. Hitler a îmbrăcat niște SS-oriști în haine de grăniceri polonești, care ca și cum au imitat invadarea unei stații de radio Gleiwitz. Și cineva știa limba poloneză și a spus că noi polonezi am pus stăpânire pe Gleiwitz. Și asta a fost drept motiv ca să invadeze Polonia. Sigur că Hitler se face vinovat de acest război. Am citit foarte atent comportamentul lui Hitler aceste luni, înainte de a se începe războiul propriu-zis. El era foarte nerăbdător. El personal vroia cât mai repede să distrugă. El era general grăbit, un om care se grăbea permanent. Dar asta deloc nu înseamnă că Uniunea Sovietică nu a participat la împărțirea Poloniei. Operațiunile militare au durat repede, la 15 septembrie, deci două săptămâni. Deja trupele germane intrau în Varșovia, guvernul s-a retras înspre Cernăuți, atunci România avea frontieră comună cu Polonia. Este un orășel dincolo de frontieră, de Cernăuți, un orășel cut se numește. Și iată că conducerea Poloniei, deci Sejmul, guvernul, președintele Poloniei, ambasadele, inclusiv și ambasadorul Uniunii Sovietice, s-au retras toate în acest orășel, teritoriul polonez. Și pe data de 17 septembrie, sub motiv că guvernul Poloniei a lăsat țara de izbeliște, că s-a retras, că nu există știri unde este guvernul. Iată, în așa condiții, Uniunea Sovietică a dat ordin trupelor sovietice să invadeze Polonia. Au fost două fronturi, frontul belorus și frontul ucrainean. Front asta înseamnă război. Și au fost victime și de partea polonezilor și de partea sovieticilor, nu foarte multe, știți de ce? Pentru că comandantul suprem al trupelor poloneze, mareșalul Ritz Smigli, a dat ordin trupelor poloneze să nu lupte împotriva sovieticilor. Nu știau care este misiunea trupelor sovietice. Unii polonezi naivi credeau că este vorba de ajutor venit din partea sovieticilor, trupelor poloneze, ceea ce nu s-au adeverit în perspectivă.
Deci atunci când se spune, și asta tot e important să accentuăm, atunci când se spune că guvernul polonez a lăsat țara de izbeliște, nu este adevărat. Guvernul polonez nu era în capitală, dar este adevărat, dar era pe teritoriul național al Poloniei și ei de aici conduceau o apărare în față de Germania. Mai mult ca atât, ei se așteptau ca România să intre în, cumva să-i ajute pe polonezi. Ei, pe urmă, lucrurile sigur că au evoluat altfel. Ei s-au retras, ei au în vedere conducerea Poloniei și plus militarii care s-au retras, mulți aviatori, mulți infanteriști și artileriști, deci diferite categorii militare s-au retras aici pe teritoriul României. România i-a omenit, i-a găzduit foarte bine, le-a dat același tratament ca și ostașilor români. I-au dus spre Craiova, acolo la Craiova erau cazerne și i-au pus în cazerne. I-au cazat în cazerne românești cu armata română și în ceea ce privește conducerea autorităților români i-au izolat. A fost un șoc, mai ales pentru Iusef Beck, care era ministrul de externe și el nu înțelege de ce România s-a comportat așa, că aveau tratat de susținere reciprocă. Așa s-a întâmplat că România și-a proclamat neutralitatea în război. Și în situația în care o țară proclamă neutralitatea, nu poți să-i favorizezi pe unii împotriva altora. Germanii au atacat polonezii, conducerea a venit aici în ideea să continue lupta împotriva Germaniei și atunci românii au luat decizia, așa spunea și niște tratate internaționale, că nu poți favorizezi, dacă ești țară neutră, nu poți pe unii să-i favorizezi împotriva altora, cu atât mai mult că germanii cereau arestarea și predarea acestor lideri ai Poloniei germanilor, românii nu au făcut lucrul ăsta. Ei i-au izolat, dar niciodată germanilor nu i-au cedat. Eu, mulți dintre ei au plecat în Franța și de acolo au început lupta împotriva, au continuat, mai bine spus, lupta împotriva Germaniei, iar după capitularea Franței în 1940 au plecat în Marea Britanie și mai ales aviatorii polonezi au avut o contribuție esențială în această luptă aeriană dintre Germania nazistă și Marea Britanie. Așadar, pentru 1939, lucrurile pentru noi istorici sunt clare, documentele sunt publicate. Nu știm ce mai putem să mai găsim altceva decât ceea ce deja s-a publicat, mai ales pe timpul lui Gorbaciov. Aici, de acum, depinde de bună voință și de nu știu, bunul simț, cred că, al istoricilor în ceea ce privește interpretarea corectă a evenimentelor. Așa a fost istoria. De ce să nu recunoaștem așa cum a fost el? Ce ne costă pe noi astăzi să nu spunem adevărul? De ce trebuie să ne încăpățânăm și să spunem că nu? Toată lumea spune, într-un fel, anumite persoane spun nu și gata. Mulțumesc!